Servus, mâna și bună seara, dragi prieteni! Începem o nouă ediție a emisiunii Templul Sportului pe Realitatea Sportivă. Vom avea o discuție care, sunt convins, va fi foarte interesantă, pentru că vorbim cu doi oameni care vorbesc fotbal în fiecare moment când respiră. Practic, amândoi respiră fotbal. Avem doi invitați care vor discuta despre Naționala de Fotbal a României. În partea a doua vom vorbi despre una dintre cele mai iubite echipe din România. Este vorba de Universitatea Craiova. Este o emisiune pe care o transmitem și pe canalul meu de YouTube, Templul Sportului. Este și pe pagina mea de Facebook și din acest motiv îi rog pe cei de la Universitatea Craiova să preia această transmisiune. Suntem și pe Realitatea Sportivă, din ce mi-a spus unul dintre invitați, pe canalul 162 din rețeaua RCS RDS. Îi salutăm pe cei doi invitați de astăzi seară, în speranța că Marcel Pușcaș deja ne aude, pentru că mai devreme au fost ceva probleme. Ne auziți? Bună seara, domnule Pușcaș! Bună seara, deja prea tare! O să vorbesc în șoaptă acum. E prea tare acum. Bună seara, domnule Pușcaș, mulțumim pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. De asemenea, îl vedeți pe domnul Aurel Țicleanu. Bună seara, Neaurică, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, domnilor. O emisiune de gală, atât timp cât iată ce invitați sunt pe Realitatea Sportivă. Neaurică vede postul pe 162 suntem, da, Neaurică? La mine așa este. Acum Marcel e cu totul altceva, Marcel. Nu. Eu cu Nea Marcel nu vedem emisiunea, doar aici o recepționăm, pentru că nu avem rețeaua RCS. Vă povestesc eu, băieți, stați liniștiți. Da. Cineva spune că am uitat să dau pe... Cu Porto, cum ar zice latinul. Da. Să ne vedem, să... Nu știu dacă am fost oportun, nu? Aurel. Nu, n-ai ochelarii, nu te înțeleg. Omnea mea pe cum Porto. Acum am înțeles, ai spus ceva în latină. Normal. O să transmit în aceste momente emisiunea și pe publicul de pe Facebook, pentru că vă spuneam că emisiunea va fi urmărită și pe pagina oficială de Facebook a clubului din Craiova. Este și pe Facebook. I-am spus acum colegului meu Călin. De fapt, colegului... Găbița, ai aprobare de la domnul președinte să transmiți așa? Transmitem, pentru că interesul suflării oltenești. Universitatea Craiova este o echipă atât de iubită încât trebuie să vadă toată lumea această emisiune. Domnilor, o să vorbim în prima parte despre echipa națională de fotbal a României, cu permisiunea dumneavoastră. În partea a doua o să ni se alăture la un moment dat și Mihai Belu, pentru că domnule Pușcaș a fost extaziat. Mihai Belu a fost încântat de ce a văzut pe postul Pro Arena în emisiunea în care ați participat cu Mihai Mironică, moderator. Înțeleg că ați avut un dialog cu conducătorul clubului CSU 2013 Craiova. Mihai Belu aproape că a pus în ramă dialogul acela. Vă felicit, o să o facă și în mod public. Am citit, îi mulțumesc lui Mihai. Dar să știi că n-a fost foarte greu. Destul de ușor dialogul. Da, îmi imaginez. Dacă ai vorbit în latină, cred că da. E pus pe glume, Neaurică. Când îl văd pe Marcel, îți dai seama. Știi de când ne cunoaștem. În emisiune Alea Acta Est, în acea emisiune, după care am abordat stilul Festina Lente, s-a terminat totul... Și eu, ca să-i traduc, trebuie să-i spun în germană, că el de-aia stă în Austria. Langsam aber sicher. Da. Stai că trebuie să vorbesc. Alex, de realitate, avem subtitrare? Avem traducere ca la film? Trebuie să avem traducere la această emisiune. Suntem depășiți complet de latină și de germană. Și homo homini lupus est. Nu uitați treaba asta. Niciodată. Corect. Vreau să începem cu echipa națională. Chiar mi-a plăcut ce m-a întrebat Nea Marcel, dacă va fi monolog sau va fi dialog. Sigur va fi dialog, pentru că sunteți doi oameni de fotbal. Eu doar întreb și ascult, pentru că mie îmi place să ascult oamenii care chiar se pricep. Eu doar mă uit. Echipa națională a României, cum vi se pare, domnilor? Meci catastrofal cu Muntenegru, bunicel cu Bosnia,
a lăudat toată lumea meciul cu Finlanda. E un progres din ce observă oamenii. Ce părere aveți? Începem cu Marcel Pușcaș, care este exterior. Vreau să termin eu. Neaurică, și atenție, la Neaurică e un aspect foarte important. Neaurică a urmărit Finlanda la fața locului, cum se spune. A fost trimis din partea Federației Române de Fotbal să noteze totul despre Finlanda și iată că a notat bine Neaurică atât timp cât i-am bătut. Cum vi se pare Naționala României, domnule Țicleanu? Gabi, dacă îmi dai voie, eu sigur că trebuie să-i întorc complimentul lui Marcel, dar nu pentru că așa o formă superioară de respect, știe că respect permanent, doar pentru faptul că eu nu am văzut primele două jocuri ale echipei naționale, adică nu pot să vorbesc. Este corect să vorbească cineva care le-a văzut, or Marcel este vorba aia și competent și avizat. În regulă, hai să încep acum. Te rog, deci, în primele, așa e corect. Mă refer strict la ultima partidă, cea cu Finlanda. A fost un meci extrem de important, nu neapărat prin prisma rezultatului, cât mai ales a atitudinii, pentru că n-a fost ușor să remontezi sau surmontezi un handicap pe care l-ai avut după două meciuri pierdute împotriva unor echipe, mă rog, mai prost sau mai slab clasate în clasamentele FIFA, UEFA și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, s-a lucrat bine. Trecerea de la schimbarea 7 jucători după meciul cu Muntenegru pentru meciul cu Bosnia. Pe urmă, alți 5 jucători noi în prima formulă de start pentru meciul cu Finlanda. Nu știu la cât poate ajuta în condițiile în care, dacă am fost la un turneu final al campionatului european, să zicem, tot în același interval de timp, respectiv două săptămâni, disputai și meciurile din grupă, iar dacă treceai de ele, de disputai și optimile. Deci același număr de meciuri era la o turneu final. Ori dacă noi ne speriem că în 14 zile avem 4 jocuri, înseamnă că ne speriem de orice participare la un turneu final al campionatului european sau mondial, când ritmul de joc este același. Deci din punctul ăsta de vedere nu există nicio scuză, zic eu. Sunt jucători și în vârstă și mari în Europa, care dispută 50-60 de meciuri unii pe an, pe sezon. Adică dacă stau să mă refer la cei de la Real, Liverpool, City și așa mai departe, care se duc și nu știu câte meciuri în Champions League, au și meciuri în echipa națională, jucătorii, au și vreo 40 de meciuri în campionate, au Cupa Regelui, Cupa Regiunei, Cupa nu știu care. Păi, atât să zică. Și văd că unii dintre ei chiar joacă în această competiție, Nations League. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem nicio scuză decât dacă vrem să ne găsim scuze, din punctul meu de vedere. Unu, doi, sau el știe mai bine decât mine, faptul că tot schimbă echipa 7-5 jucători, pot schimba 2, maximum 3, nu inventez eu ce spun acum. Au inventat mare antrenor și evoluția fotbalului spune lucrul ăsta. Omogenitatea este un aspect extrem de important. Faci mai mult, deduci mai mult cum omogenitatea decât valoarea individuală a jucătorilor. Deci era foarte important din punctul ăsta de vedere jocul, plus că după criticile pe care bine vedete, zic eu, și meritate, le-au la adresa jucătorilor și chiar a selecționerului, era greu să pui la punct o asemenea, să se rezolve starea psihică a jucătorilor pentru un asemenea meci. Acum intru pe teren. Sigur că putem să spunem, am avut ocazii, 3-4 ocazii, poate chiar 5 ocazii. La posesie am avut 38%. Se pare că acest lucru confirmă tradiția de 10 de ani din fotbalul românesc. Taman s-a împlinit 100 de ani de la primul meci din 1922 contra Iugoslaviei, câștigat 2-1 de către noi. Faptul că, mă rog, joci contra unor echipe modeste, zic eu, pierzi cu Muntenegru, pierzi cu Bosnia. Aurel a declarat după meci, probabil că din dorința de a găsi totuși o scuză, domnule, nici pe vremea mea nu-i dibuiam pe sârbi ăștia. Sigur că nu-i dibuia pe sârbi ăștia, pentru că sunt imprevizibili, dar sârbi ăștia sunt o șesime din fosta Iugoslavie. Deci nu sunt sârbi de pe vremea lui Aurel.
pe care mai dibuie din când în când. Într-o cupă balcanică, ei bătuși la Belgrad, au bătut cu 6-4 și pe la București. Au fost și victorii, iată, prima victorie în 22, deci mai dibuie. Culmea că o șesime din fosta Iugoslavie nu mai dibuie. Ori dacă tu stai să te privești un meci cu Finlanda, care cu excepția lui Puc ăsta, care joacă pe la Norwich, sau lui Camora, care joacă la Rangers, nu sunt jucători, cum să spun eu, cu nume, cu vreo cotă mare. Ai probleme de genul ăsta cu 38% posesie, înseamnă că ăsta trebuie să fie stilul de joc al României. E păcat că se ajunge la nivelul ăsta de posesie cu contra Finlandei. Dacă era contra Germania, contra Italia, Anglia, Franța, Spania, Portugalia, îi mai spuneam, da, domne, 38% și am bătut cu 1-0, că așa s-au câștigat marile meciuri în care juca și Aurel pe vremuri. Așa s-au câștigat, și pe Rotunda, și mai multe. Pe contra. Și atunci trebuie făcut un stil de joc din asta, dar trebuie conștientizat stilul ăsta de joc, nu să fie o întâmplare, adică ai posesie cu Muntenegru și pierzi cu 2-0 și n-ai posesie cu Finlanda și câștigi cu 1-0. Deci aici e o problemă de filozofia fotbalului românesc, de felul în care abordezi tu, federație, tu, parte tehnică la nivel național, lucrurile care sunt specifice fotbalistului român. Nu poți să joci, uite, de când nu mai bat auturile lungi, finlandezii încep să câștigă. Cât timp au bătut vreo 50 de în autul ca pe corner, nu mai câștigă. Da. Deci atunci când câștigau, pierdeau cu 9-0, 5-0, 6-0, ei când s-au schimbat și au încercat să facă altceva, se pare că ușor, ușor au rezultate. Cea mai bună echipă din seria asta, din punctul meu de vedere, este Bosnia, cu jucători importanti, măcar 4-5, care joacă la cluburi importante din Europa. A doua echipă este Muntenegru. Noi venim ca valori individuale. Din punctul meu de vedere, și încerc să fiu realist, poate că o să-mi iau și în jurături, dar asta e, de punctul meu de vedere, nu trebuie să-l împărtășească nimeni. România, noi, și Finlanda este, după părerea mea, cea mai slabă tehnic echipă, individuală echipă din această serie. Culmea că au reușit să obțină și victorie. Putem spune că deci cum e fotbalul ăsta, câteodată e curvă și cât relativism există în fotbalul ăsta. Bancu a jucat bine, da. Tirică a jucat bine, da. Dar cele trei centrări care au găsit atacanților singurei în zona lui 11 metri au venit de pe partea dreapta lor, stânga noastră, Bancu, în zona lui Tirică. Deci, eu așa știu de când m-am apucat de fotbal și Aurel probabil că o să mă confirme ca tehnician, fundașul, în primul rând, trebuie să-și facă rolul de fundaș. Bine, mă interesează mai puțin ca Bancu dă gol sau nu dă gol, foarte bine că a făcut asta e Basca, din în plus față de fișa postului pe care are, dar fișa postului la un fundaș, mijlocat stânga de dată recentă, mai fosta modern, este să nu permită adversarului să se întreze, să treacă pe acolo, și mai departe, era foarte liberă zona în fază de atac a finlandezilor. Iar pe zona centrală, Chirică s-a pasat bine și de 2-3 ori cu mingea la picior, a însoțit atacul, a ajuns până în poziție de vârf în vreo 2-3, ia ochii treaba asta. Dar esența, mai bine nu mergi până la nivelul vârfului, Chirică stai acolo și nu acționeze nimeni în zona ta de acțiune. Și s-a postului la un fundaș, se trebuie să nu permită adversarul să dea gol vârfului de atac. Eu am spus asta că n-am văzut. Sunt detalii. Am spus că n-am văzut. Un nespecialist nu le vede. Că, domne, ce frumos au jucat, așa mai bine. Nu, părea mea că lipsurile astea puteau să ne coste. Ce s-ar fi întâmplat dacă în locul vârfului finlandez era Benzema? Era 3 goluri dintre ocazii. Eu am spus. Și vorbeam singur, acum nu mai lăudam nicio echipă aici din nou. Nu mai lăudam nici la antrenor din nou și cu asta închei am citit o declarație lui Eddie Jordan ieri sau la altări, tot respectul pentru Eddie. Se întrerupe un pic. A declarat că am produs infinit mai mult sport. A declarat extrem de periculoasă dacă este auzită de jucători. Nu poți să spui treaba asta public. Nici măcar nu poți să te gândești la asta. Pentru că n-ai produs infinit mai mult fotbal, ai produs un fotbal mai inteligent.
Am jucat mai inteligent decât am făcut-o cu Bosnia și cu, dar nu mai mult fotbal. Declarația asta este auzită de către jucători în cantonament sau acolo unde stau ei la Mogoșoaia, probabil că stau, da? Sunt infinit mai bun față, sunt gata, sunt o bagatelă jocul de mâine contra Muntenegru. Da. Clar de lucru, tu ca antrenor, o să te retragi sau reanalizezi sau pui în balanță cum se cuvine față de jucător această afirmație, sau poți să te trezești că ea poate să producă efecte. Mă gândesc la toate detaliile astea mici ale antrenorului. 1, 2, 3, 5%, o declarație, un gest, un frizer, un venire al lui tata. El a spus că a produs mai mult fotbal decât la primul joc. Mie nu mi se pare o chestie. Infinit mai mult decât la primul joc. Încă o dată spun, eu n-am văzut primele două meciuri ale echipei naționale. Eu am crezut că despre alea o să vorbești. Dacă vrei să... Eu cred că dacă faci o singură modificare, două de fapt, ăsta e punctul meu de vedere din nou, deci lucru care nu se mai poate întâmpla, să-l scoți pe Chirică și în fața fundașilor, pentru că asta de fapt s-a dorit cu Cristea la primul meci cu Muntenegru, nu? Deci dacă ai avut curaj să scoți un fundaș ca și Cristea, care nu știe să construiască prea bine în zona Chiriche, care nu știe să construiască zona Chiriche. Se aude rău la Marcel. O să te rog, Marcel, să intri pe în dreapta sus, este o setare, nu da, deranjați. Pentru că sună oamenii și se pierde semnalul. Vroiam să trecem la Aurică Țicleanu. Ceea ce ați văzut înaintea României contra Finlandei, ați văzut Finlanda, ați studiat-o. Cum vi s-a părut Finlanda față de ce ați studiat, ce ați transmis lui Edi și cum vi s-a părut meciul România-Finlanda, pe care chiar bănuiesc că l-ați văzut, primele două nu le-ați urmărit pentru că erați pe stadionul unde juca Finlanda? Dar în primul rând, vorbim despre echipa națională, trebuie să vorbim despre o echipă în formare. E un antrenor nou care a avut la dispoziție incredibil două meciuri amicale în care vorbeam cu un prieten care, un om de afaceri, și explicam că a făcut un audit. Deci de fapt a văzut despre ce este vorba, ce jucători are, ca să vadă omul, să transmită un mesaj, să cunoască jucătorii, să se cunoască între ei, cu toate că au mai colaborat, au mai lucrat împreună. Deci vreau să insist pe acest lucru, avem o echipă în formare și tot timpul noi când aducem jucători noi, lumea este tentată să compare această echipă gen bebeluș așa cu generația de aur când avea o medie de vârstă de 29 de ani. După mine, comparația nu și are locul și rostul. Din acest punct de vedere, am fost și am văzut două meciuri ale Finlandei în Spania, după aceea am văzut două meciuri oficiale și pot să spun că Finlanda este cea mai bună echipă dintre toate trei. Le-am văzut pe toate trei și ca un argument, pentru că îl contrazic pe Marcel, dar am un argument, faptul că au fost în aceeași grupă și au terminat în fața Bosniei. Deci s-a și văzut, au fost în grupă și la campionatul european și la campionatul mondial și acum iarăși sunt în grupă în această competiție interțări. Ideea a fost că în momentul în care eu am analizat această echipă, sigur că ei acasă, stafful Edi și cu stafful său, aveau toate informațiile din punct de vedere statistic și toate informațiile din punct de vedere al materialelor video. Deci puteau să analizeze. Sarcina mea a fost aceea de a strânge toate elementele necesare și de a încerca să fac o prognoză a ceea ce vor juca finlandezii contra noastră și de asemenea să pot să încerc să dau niște previziuni care să ne ajute pe noi să câștigăm puncte acolo. Finlanda a jucat 4 meciuri numai la 17-18 grade. Una dintre întrebări pe care am pus-o a fost cum se vor descurca la 30 de grade și uite că au fost 19 grade la ora jocului și a plouat.
ca să vezi. Doi, Finlanda a jucat, joacă acasă pe un teren care îi o ajută în ceea ce reprezintă calitățile ei și am făcut și aici o prognoză, undeva la 40% un joc de forță, undeva la 30%, 30% un joc de rezistență și doar 25% pe un teren de viteză sau o echipă de viteză. Ei, noi am jucat în Giulești pe un teren de viteză. Deci aici n-a fost pe terenul nou a fost pe calitățile Finlandei și de asemenea analiza pe care am făcut-o cu Edi și cu stafful său, i-am dus pe finlandezi, am încercat să-i ducem și ei au reușit pe exact pe ceea ce nu le convine. Deci jocul a avut cu totul alte caracteristici. Mă bucur că Marcel n-a văzut o echipă a Finlandei puternică pentru că ne-am dorit să nu fie puternică, datorită faptului că au același antrenor de 7 ani, 5 titulari sunt de acum 5 ani de zile, iar între ultimul joc oficial de la cealaltă competiție și primul joc oficial de la această competiție a jucat doar un singur jucător în plus, nou, un singur jucător nou, Robert Ivanov, fundașul central, care a jucat modest la noi pentru că iarăși ne-am dus și individual. Foarte slab. Ăsta este unul dintre... La noi, nu poate juca. Ăsta este unul dintre cei mai buni jucători al lor, dar faptul că a jucat slab înseamnă că iarăși ne-am făcut treaba și Pușcaș, mai exact, și-a făcut treaba, a știut ce să facă ca să-l blocheze. Noi nu ne-am așteptat la o posesie atât de mare a finlandezilor, dar ne-am dorit o posesie mai mare a finlandezilor pentru că în repriza a doua am constatat un grad de oboseală mai mare la jucătorii noștri și chiar i-am spus lui Edi, mi-aduc aminte o prognoză pe care i-am dat-o, din atac pozițional Finlanda poate să înscrie contra noastră în proporție de 10% și s-a văzut că în atac pozițional n-au reușit să facă mare lucru, deși ne-au dominat pe alocuri destul de clar. Deci faptul că a fost un efort, așa cum am făcut noi efortul pentru echipa Finlandei, mai sunt și alți colegi de-ai noștri care s-au ocupat de Bosnia, care s-au ocupat de Muntenegru, probabil că au încercat și ei să facă ce puteau să facă și n-au reușit, că până la urmă asta e toată filozofia, cum zicea și Marcel, să reușești să împingi adversarul pe nu pe calitățile lui și pe zonele unde este vulnerabil. Dar important este să poți să faci lucrul ăsta. Mi se pare că o Finlandă strâng proporție, pentru că nu cred că vor fi ca o mantă, zic, cum se aude foarte rău, o secundă, se aude foarte rău la nu știu la ce ai la microfon, nu te auzi. Se aude întrerupt. Eu vă aud. Se aude un pic așa ca în valuri, ca și cum ar fi microfonul în mare. Ia să vedem acum. M-a auzit? Da, un pic mai bine, un pic mai bine. Na, deci mie mi se pare că asta Irlanda, că a fost asta, un punct din asta. Nu se înțelege. Nu se înțelege. Vreau să termin eu ideea, Gabi, dacă îmi dai voie, pentru că Marcel s-a dus și în partea de ultimul joc, de la modalitatea de abordare a ultimului joc contra celor de la Muntenegru. Și eu cred că principalul argument în a alege primul 11 va fi gradul de oboseală al jucătorilor noștri. Ori și aici să știți că se fac teste, de să nu credeți că se lucrează ochiometric și atunci în momentul în care sunt niște caracteristici la care băieții noștri nu răspund așa cum trebuie, sunt convins că ambele echipe vor fi obosite, dar prospețimea va juca, nivelul de prospețime va juca un rol destul de important. Cât v-a plăcut meciul României? Pentru că sunt foarte mulți oameni care au criticat primele două jocuri, dar acum au zis, domne, echipa chiar a jucat bine. Prima repriză excepțională, un pressing sus. În repriza a doua a rezistat. Schimbările chiar au fost făcute bine, simțindu-se echipa obosită, au fost făcute schimbări defensive. Edi Ordănescu chiar a procedat
exact cum ar fi trebuit și am câștigat un meci cu, într-adevăr, cea mai bună echipă din grupă. Cât de mulțumit ați fost de ceea ce ați văzut la Naționala României? Găbiță, am fost foarte mulțumit pentru că eu continui să spun... O secundă, vă întrerup să vedem cum se aude Nea Marcel. Da. Și oricând poate interveni, Marcel. Se aude? Se aude, da. Se aude, dar nu suntem... Deci, la nu se aude. E posibil să fie microfonul îndepărtat prea departe, Marcel? Sau nivelul de internet, dacă... Deci după... Oricum, se aude. Când o să rămânem doar după mine, noi nu avem o echipă cu care să ne luăm la bătaie cu Finlanda. Nu putem să ne luăm la bătaie cu Finlanda și mă bucur că l-am auzit că pe Marcel și iau ca un compliment și transmit complimentul mai departe către staff și către echipă, către jucători, faptul că au fost inteligenți. Marcel a spus că au fost inteligenți de data aceasta și sunt întru totul de acord. Echipa națională a României a făcut un meci inteligent. Pentru că dacă s-ar fi luptat, n-am fi avut nicio șansă din punctul meu de vedere. Bravo lor, au rezolvat un joc foarte, foarte important. I-am și scris pe tablă două rezultate lui Eddie și staffului lor, 0-0 și 1-0. Și am și spus public, dacă Finlanda ar fi marcat prima, ne-ar fi fost foarte, foarte greu să revenim în joc. Da, să vedem ce se va întâmpla, pentru că eu zic că am jucat odios fotbal, oribil cu Muntenegru, bunicel cu Bosnia și mi s-a părut joc foarte bun cu Finlanda. Am ajuns la 3 puncte, avem mâine seară în Giulești cu Muntenegru o șansă de a face 6 puncte, de a veni cel puțin pe locul 2, dacă nu cumva la egalitate cu Bosnia pe locul 1. Mi s-a părut grozav, Marcel, mi s-a părut faptul că românii au făcut sold out după două înfrângeri în meciuri modeste. Românii au umplut stadionul Rapid, sigur un stadion mai mic decât Național Arena. Mi s-a părut o speranță pentru Națională faptul că stadionul a fost plin și va fi și mâine. E foarte important. România în continuare este iubită. Fără doar poate, publicul din Giulești a avut un rol important. Pentru că Giulești este cunoscut pentru transportul publicului, dar public, Giulești, poate că instituția lui se poate să facă pentru mai echipă. Pentru că eu am jucat în Giulești, în Giulești, acel stadion. Să dea Dumnezeu mâine situații de genul la care mintea Zeci sau echipa să fie văzut dintr-un moment sau dintr-un motiv sau din cauza evoluției, fie din cauza unei plecuri, a jucătorilor, a staffului, pentru că se pot întoarce împotriva jucătorilor. Bumerang este, nu știu. Deci, Încerc un pic să traduc, pentru că se aude în continuare, nu știu de ce, este un... Da, eu nu-l prea aud pe Marcel, nu-l înțeleg. A spus că asta ar putea să fie cu două tăișuri, pentru că publicul din Giulești e unul pretențios și s-ar putea, ca, dacă jocul nu funcționează foarte bine, să se întoarcă împotriva echipei atmosfera din Giulești cu un stadion plin. Dumneavoastră, ce spuneți, domnule Țicleanu, despre progresul echipei? 3 meciuri cu Edi Iordănescu selecționer, din ce în ce mai bine. Mâine, ce așteptări aveți de la partida cu Muntenegru, ca ultimă întrebare despre Naționala României? Eu mi-aș dori să luăm puncte de la acest meci. Sigur că sunt de acord cu Marcel. Sunt niște jucători deosebit de periculoși. Este o echipă care 15 minute în Finlanda i-a luat și i-a ținut foarte în scurt, foarte aproape, foarte agresiv. După 15 minute, antrenorul Finlandei a schimbat, a trecut de la 2 vârfuri la 3 atacanți și s-au schimbat, cum se numesc, unghiurile de joc. Nu-i mai puțin adevărat că și din punct de vedere al atitudinei, caracterul balcanic și-a făcut prezența, pentru că au venit acolo, după ce ne-au bătut pe noi, au venit la Helsinki și făceau poze cu drapelul, cu
președintele, cu antrenorul, cu Cățelul, cu Purcelul. Și la pauză era deja 2-0 și s-a cam terminat. N-au mai reușit să facă nimic. Deci din punctul ăsta de vedere mă aștept și aici este pericolul că vor sta foarte aproape și foarte agresiv cu jucătorii noștri. Până acum, în maniera aceasta, înțeleg că i-a surprins și i-a deranjat foarte tare pe jucătorii noștri acolo, n-au mișcat. Cred că sunt avizați de data aceasta și să, vorba lui Edi, să producă mai mult fotbal. Vreau să infinit mai mult. Sigur că la nivelul ăsta valorile sunt cam individuale. Dar în fotbal se știe foarte bine că valorile individuale uneori sunt capabile să fie decisive în timpul jocului. Cele trei vârsturi ale Muntenegrinilor, mă refer la Slavici, la Iovici, Marosici de la Iovici, sunt jucători cu o cotă și o experiență mai mare decât cei trei ai noștri. Există o secundă, Nea Marcel. Nu știu de unde. Ori este sonorul dat tare la laptop, ori este o problemă, se înfundă sunetul. La Neaurică se aude foarte bine, la dumneavoastră se aude înfundat, ori este laptopul dat tare și creează o microfonie, un eco. Și uită-te la noi când vorbești, nu te mai uita pe sus. Nu asta e problema. Glumiți acum. Ideea este că se duce, e o microfonie care s-ar putea să se facă de la zgomotul tare de la laptop. Întoarcere este foarte... Până o rezolvă Marcel, vreau să spun și eu despre public. Bravo lor, echipa națională este a noastră. Sigur că ne dorim să joace foarte bine, câteodată se poate, câteodată nu se poate, dar să înțelegem că noi suntem suporterii ei, la bine și la greu, și iar jucătorii aceștia trebuie să crească. Și e altceva într-o atmosferă favorabilă, când încurajează. Sigur, la sfârșit nu spune nimeni să nu-și exprime nemulțumirea, dar Doamne ferește de așa ceva. Vrem să jucătorii noștri să... Și cred că va fi un joc de atitudine, adică aici trebuie să se sacrifice. Este al patrulea meci în 11 zile. Să mă ierte Dumnezeu, sunt obosiți și foarte obosiți. Dar cred că din punct de vedere mental, victoria contra Finlandei le-a făcut foarte mult bine. Și aș vrea să continue și să scoată puncte și din acest joc. Dacă se poate cu o victorie, cu atât mai bine. Cred că au fost analizați, știu de fapt că au fost analizați și sper ca analiza pe care o fac colegii mei cu cei din staful naționalei să reușească, la fel ca meciul cu Finlanda, să la sfârșit să fim fericiți cu toți. Da, eu mă bucur că, repet, publicul e alături de echipa națională. Mă bucur că după trei meciuri din ce în ce mai bine joacă echipa lui Edi Ordănescu. Mă bucur că Vlad Chiricheș, după ce a făcut un meci slab cu Muntenegru și a gafat de două ori, a fost impecabil la celelalte două partide. Mă bucur că bancul, despre care lumea spunea că nu are ce să caute la națională, dat fiind acel eveniment din campionat, a dat un gol după o evoluție foarte bună. Mă bucur că George Pușcaș, după ce a ratat un penalty, a avut o evoluție grozavă, ducând echipa spre gol printr-o centrare după un dribling bun. L-am descoperit pe Marius Marin, un jucător excepțional în centrul terenului. Au fost multe lucruri bune care dau speranță pentru partida cu Muntenegru. E vitală victoria neaurică, pentru că 6 puncte ne aduce acolo, locul 2, unde după primele două partide lumea zicea că e imposibil să ajungem. Eu spun că e vital să luăm punct, pentru că văd o grupă foarte, foarte echilibrată și cred că vor mai fi surprize de acest gen. E un joc acasă din care trebuie neapărat să scoatem puncte, dacă se poate victorie, cu atât mai mult. Așteptăm mai mult de la linia de mijloc și de la atac. Bancul ne-a salvat de data aceasta, dar cred că e rândul celor jucătorilor din față să până la urmă este o revanșă pe care ei trebuie să o ia. Toată lumea spunea că după meciul de la
de la Zenița, când au pierdut cu 2-0, au jucat rușinos. E vremea să scoată, să-și salveze onoarea, să zic așa. Exact. Dar, Marcel, ce faceți? Cum se aude? Ia să vedem. Nu știu, dar m-au zis. Să sperăm. Spune ceva mai mult. Să se înțeleagă. Mă, când ai vorbit în latină, n-a avut nimic microfonul ăla, nu? Cum vorbesc românește și de echipa națională? Pe ver, fi mai bine, nu știu. Da. Să vedem. O să vorbim de Craiova acum. Mă auziți acum? Se înțelege. Da, parcă înțelege, mai bine. Parcă înțelege. Mai bine. Parcă o să vorbim de Craiova și o să se înțeleagă foarte bine. A venit și Mihai Belo alături de noi. Te salut, Mihai! Te salut și eu, Gabi, îi salut și pe invitații tăi. Bună seara, într-adevăr, bună seara. De Craiova tot timpul trebuie să se audă numai bine. De bine și țin să-l felicit și ce frumos. Țin să-l felicit și eu pe domnul președinte pentru prestația excepțională pe care a avut-o împotriva băiatului ăla cu ANRP-ul cu dosarele. S-au întâlnit la altă televiziune și a fost un meci fabulos. A fost ceva, nu știu, am văzut de vreo 2-3 ori reluarea. Țin să recunosc că eu, ca profesionist al unor astfel de dispute, m-am uitat cu plăcere. M-am uitat de mai multe ori la felul în care ardelenește așa domnul președinte, i-a dat de fiecare dată replică cetățeanului, patronul de la clubul care s-a înființat. Dom'le, nu, dar uite, m-a făcut curios, o să caut și o să-l văd chiar în seara asta. Vă spun, spectaculos, deci a dat replica așa, eu l-aș fi întrebat repede de ANRP, de cum l-a curunat pe Hrebenciuc, ce dosare mare la DNA și mi-a închidat telefonul. Domnul președinte l-a ținut acolo, l-a chinuit ca pisica cu șoricelul. Uite așa, lua-l, îi mai dădea drumul să mai juca cu el, îi mai dădea două replici. Ăla era și penibil că încerca să explice el care de Steaua, nu știu, nu știu ce probleme. Deci, ce să mai sunt mulți, Mihai, scuză-mă că te întrerup, sunt mulți care acolo unde vor să ajungă ei, eu de acolo mă întorc. Ce bine se aude acum. Ce bine se aude. Ce bine se aude. Astăzi ai postat cu Belo cu bicicleta. Deci te întorci chiar cu bicicleta. M-am născut nici eu chiar ieri. Și cu presa vreo 30 de ani, 32, sunt și eu pe acolo. Prieten cu prieten. Da, cred că pot să știu. Eu garantez că m-am întâlnit cu tine și pe teren în prima ligă. Ia, spune aici de față cu martori, primul tău meci la echipa națională, în locul cui ai intrat? În locul dumneavoastră, domnul Aurel. Ai văzut? Deci sunt martori că ai jucat și la echipa națională și deci nici aici te întorci. Da. Cum a fost deci, asta a fost tare, în locul dumneavoastră. Din punctul ăsta de vedere, dacă trecem în planul, știu, acelor documente care au fost emise de către TAS, pentru, de fapt, TAS-ul ce a făcut? A prins făptașul. Făptașul în 2008-2009 am fost noi. Da? Și a spus, bă, dacă tu ești făptașul din 2008-2009, înseamnă că tu ești ăla, nu? E simplu, Mihai. Da, corect? E dincolo de orice... Asta a făcut TAS-ul și a venit cu documentul. Sigur că soluția TAS-ului n-a fost făcută așa... peste noapte, pentru că s-au trimis dosare, s-au trimis înscrisuri, s-au trimis declarații. Deci a fost o judecată în urma căreia s-a constatat că această echipă este continuatarea echipei care trebuie să plătească, această echipă este făptașul din 2008-2009. Trebuie să plătească acelor jucători vreo 400.000 de euro. Bine, cu bani. Na. O să ne ducem în acest fel spre Craiova. Nu vreau să-l introduc pe Neaurică în această poveste, pentru că vrea să fie echidistant, echilibrat. Păi viața domnului Țicleanu este legată de Craiova mai mult decât de orice altceva. Adică păi, nu, Craiova este domnul Țicleanu. La faza cu făptașul sunt și eu, că dacă se recunoaște am și eu de primit de la făptașul. Cât aveți deci, de primit de la făptașul? O să confirm și eu chestia asta, deci e adevărat și aici, vezi? Tot de acolo am de primit și eu. Dar vorbind serios, acum sunt documente care nu mai... Păi și eu, ce te face să crezi? Că am râs? Ți se pare că l-am vorbit serios? Așa e.
Și atunci, pe undeva ne întristează că avem de plată atâția bani, pe de altă parte suntem bucuroși că o instanță internațională a decis acest lucru. În consecință trebuie și factorii de decizie din fotbalul românesc să facă același lucru, pentru că asta e. O președinte, o instanță internațională... Dura lex sed lex. Corect. Ideea e că o instanță internațională a decis ceea ce știa toată lumea, pentru că prima oară a apărut așa ca o chestie de-asta surprinzătoare, că cineva vrea să facă o echipă la Mogoșoaia, să o mută în Craiova, să o bage în Liga a doua. Mi s-a părut incredibil lucrul ăsta, după care am văzut că această păcăleală, această farsă a continuat pe fondul unor presiuni extra fotbal care au existat la nivelul acționariatului. Această chestie era să și reușească, numai că suporterii din Craiova, oamenii, n-au cum să aștepte o instanță de judecată să le spună cum să bată inima lor. N-au cum să le spună o instanță judecată cu ce echipă să ține. Eu, dacă n-ar fi fost această echipă renăscută din Noroaie, nu m-aș mai fi uitat la fotbal. Era foarte simplu și ca mine probabil că sunt mulți alții. Sunt toți oamenii care au intrat pentru prima oară pe stadionul Ion Oblemenco, făcut de Compania Națională de Investiții, la meciul România-Suedia. Pentru că până atunci n-aveau ce să caute acolo, că nu o să se ducă niciodată un craiovean adevărat să susțină o echipă din sectorul agricol Ilfo. Adică lucrurile sunt foarte clare și eu aștept ca și la nivelul ligii profesioniste de fotbal, aștept și la nivelul federației lucrurile astea să se reglementeze, pentru că în felul ăsta se credibilizează și Liga, se credibilizează și FRF-ul, se credibilizează și justiția de la noi, care în acest conflict numai cu Universitatea Craiova a suferit foarte mult justiția noastră, pentru că am avut un procuror care a scris în declarația de avere că a luat bani de la Rotaru. Am avut un judecător care la fel s-a dovedit că încasa bani de la Rotaru și judeca o cauză legată de Universitatea Craiova. Vorbesc aici lucruri cu dovezi de notorietate în momentul ăsta. Și Mihai, iartă-mă, ăsta, dacă domnul Mihai Rotaru sau cineva urmărește emisiunea pe Digi, pe RCSRD, dorește să intervină, mă rog la Dumnezeu să intervină domnul Mihai Rotaru ca un drept la replică. Hai, și eu mă rog foarte mult că, uite, domnul președinte a avut acolo o bucurie mare să aibă un adversar de ăsta să dispute. Uite, cu mine nu mai am adversar, nu vine nimeni să facă un meci cu mine. Dar e obligația mea să anunț, dacă domnul Mihai Rotaru se simte într-un fel ofensat, îi oferim spațiu de emisie cât dorește dumneavoastră. Gabi, să știi că dacă vrei, eu fiind în general activând în zona asta de justiție și afaceri interne, dacă n-ai numărul dânsului de telefon, fac un efort acum, dau un telefon la purtătorul de cuvânt al DNA-ului, solicit un telefon de al lui Mihai Rotaru, că trebuie să-l aibă, care dosare acolo, și ți-l transmit ca să poți să-l suni să iei un drept la replică. Dacă dorește, știe cum să ajungă la noi. Aș vrea să ieșim puțin din polemica asta, în care și eu cred și adevărul de partea noastră, dar totuși să revenim la fotbal, pentru că până la urmă eu urmăresc echipa Știința în 68 am văzut primul meci la televizor, bineînțeles. Am văzut parcursul, am fost contemporan cu parcursul acestui club, cunosc mulți jucători, iată ca dovadă și faptul că suntem prieteni cu Aurel. Vreau să vă spun că fără rezultate lumea nu vine la fotbal. Polemica asta eternă pe băia, suntem ok, dar faptul că doar rezultatele aduc lumea la stadion este o realitate. Bravo, pentru că dacă nu era generația lui Aurel, de exemplu, Maxima, probabil în 68 se juca pe Știință, pe Tineretului, da? Majoritatea oamenilor și multă lume a prins drag și a început să iubească nu doar din Oltenia, din toată țara această echipă, odată cu generația lui Aurel. Ori acei tineri de astăzi, în majoritate, sunt copiii acelor oameni din 80, 82, 83 sau poate nepoții acelor copii, care au rămas atașați și loiali de club. De ce? Pentru că Aurel Țicleanu și generația lor au avut rezultate. Ăsta este adevărul. Ori noi,
trebuie astăzi să redevenim sau să tindem să redevenim, nu va fi ușor, foarte greu, poate imposibil, dar să tindem să revenim acea Craiova maximă. Pentru că fără asta, degeaba tot vorbim. Asta-i gândirea. Dar chiar vreau să ne întreb pe Neaurică. Neaurică, o să vorbim și peste 5 ani și peste 50 de ani. Fotbalul, lumea vine la stadion pentru că vrea să vadă spectacol și vrea ca echipa pe care o iubește, o iubesc oamenii, să aibă rezultate. Și ni s-a dovedit anul ăsta. Când am jucat cu Dinamo, am avut 12.000 de oameni. Când am jucat prost și uneori foarte prost, în tur în special, am avut 800 de spectatori. Ăsta este adevărul. Sigur, cu pandemie putem discuta pe tema asta. Dar important e ca oamenii ăștia și loialitatea voastră și, uite, Mihai, și a miilor de susținători a echipei să se materializeze în prezența pe stadion. Categoric asta. Aici eu aș vrea să mai fac câteva adăugiri. Sigur că sunt foarte importante, că știm că unii te imită, ți-au luat aia, din vari motive și așa mai departe. Dar hai să... Eu încerc să ajungem la fotbal cumva. Toți ne dorim să fie pe fotbal. Ia să batem pe CSB-ul, ia să batem CFR-ul, să vezi cum se umple stadionul. Acolo... Și se naște o altă generație și copiii tăi, Mihai, vor fi atașați de și copiii copiilor lor. Ai peste mei sunt atașați și când pierdem, nu-i problema asta. Dar ai mei nu-mi pun problema să atașați și când pierdem. Mai vin, fură semințele la președinte și sunt bucuroși, le-a plăcut fotbalul. Ca să atragi lumea de partea ta, trebuie ca tabela să fie în favoarea ta. Iată-mă, Mihai. Vreau să spun ceva, Mihai. Vreau să-l întreb pe Neaurică ceva înainte. Iartă-mă, Mihai. Neaurică, cum a arătat Craiova, după părerea dumneavoastră, pe finalul campionatului? Cum vi s-a părut fotbalistic Universitatea Craiova? Eu așa îi spun, îmi asum. Și ce... simți că se va întâmpla în sezonul care va începe imediat? Fotbalistic, la ce vedeți? Înțeleg că ați aflat și dumneavoastră, federația a fost acolo la baza sportivă de pregătire. Nu e alta mai bună decât la Craiova. Ce credeți că se poate clădi pe ceea ce are Craiova acolo? Gabi, eu sigur că am fost la nunta mea, am fost cu Marcel și mulțumesc că a fost acolo și i-am spus că dacă nu vor face performanța anul acesta, vor avea probleme. Eu am fost surprins de faptul că, nu știu, am crezut că a fost vorba de o lipsă de comunicare. În momentul în care tu câștigi, ești campioana Ligii a doua, promovezi, accepți că dai la o parte cam 80% cel puțin din structura echipei care te-a dus în prima ligă. Și aduci jucători noi care, iarăși din păcate, nu au venit cu frecvența necesară. Mi-aduc aminte că au plecat în Serbia în pregătire și după 3 zile au venit vreo 3 jucători, după alte 3 zile încă 3-4. Când au intrat în meciurile amicale, iarăși mai veneau jucători. Eu cred că multe din problemele pe care le-a avut echipa în acest an au fost datorită acestei nerăbdări, acestui tumult care s-a creat acolo. Pentru că dacă ar fi acceptat cu toții, domne, hai să așteptăm măcar până în iarnă. Să vedem, să lăsăm echipa să crească fără presiune. Mi-aduc aminte că a fost oprit autocarul, au intrat suporterii peste jucători. Am vorbit și eu cu câțiva dintre susținători și am spus, domnule, nu se poate așa ceva, noi suntem Universitatea Craiova, cum adică să se întâmple așa, să urci în autocar, să cerți antrenorul? Nu s-a mai întâmplat niciodată. După mine e o mare rușine. Și mai mult decât atâta, era vorba de un antrenor în care eu cred în continuare, Adrian Mutu, și am mai ratat niște gloanțe. Adică am mai adus niște jucători, niște antrenori care au fost jucători și au îmbrăcat tricoul Universității Craiova, înțelegeau mentalitatea, înțelegeau mediul și erau acceptați de public și am crezut că acești antrenori pot să rezolve în 3 zile lucruri care nu au fost reglate 3 luni de zile, să spun. Deci, după mine, multe din aceste probleme, datorită acestei nerăbdări, s-au creat așa pe plan intern. Mă aștept ca
În acest an, având un om cu competența lui Marcel acolo, care mi-aș dori să fie solicitat și să fie consultat de fiecare dată, eu mă aștept ca această echipă, nu știu dacă neapărat să fie în play-off, deși mă aștept să fie în play-off, dar să fie acolo permanent. Pentru că deja e o altă exprimare, deja cred că un an de zile s-au mai omogenizat jucătorii. Aștept să vedem noul antrenor, cine, ce, cum, ce jucători vor veni, să întărească echipa. Deci mă aștept la un pas important în față și cred că au argumente, suficiente argumente. Și pentru că vorbeam de suporterii care au fost aproape de echipa națională și Marcel vorbea de meciuri reușite, eu cred că pentru a avea meciuri reușite, fanii echipei ar trebui să vină din primul moment. Dom'le, nu pot să stau pe margine și să aștept ca oamenii ăștia și dacă îți joacă echipa bine, eu vin. Dom'le, trebuie să înțeleg că fac parte din acest joc și eu trebuie să vin și să susțin echipa. Pentru că dacă nu facem atmosfera aceea, dom'le, țineți minte, echipa asta a jucat mult timp în afara Craiovei, a fost, cum să spun eu, exilată. Atunci înțelegeam să fie o depărtare între suporteri și echipă, dar nu a fost. Păi și acum când am venit acasă la Craiova, ce facem noi, suporteri? Facem pe supărații? Păi dom'le, nu e, hai să facem pe supărații ce la mesaj? Sfârșitul. Ce la mesaj sfârșitul. Bun. Cine ține cu Craiova, cel mai nimerit moment din prima până în ultima etapă alături de echipă. Să înțeleagă că important e domnule, e un jucător important. Deci nu vorbim de al 12-lea jucător întâmplător, e chiar foarte important. Păi dacă facem atmosferă, cel puțin nu pierdem meciurile de acasă sau din ele, dar această echipă, cum am văzut-o eu, poate să câștige meciuri în deplasare. Deci eu mă aștept la un evident plus în anul care va urma. Da. Deci, această problemă, ou sau găina, trebuie, are dreptate Aurel aici, rezolvată. Venim la meci dacă avem rezultate. Eu simt până acum, așa simt la Craiova, că stadionul se poate umple doar dacă avem rezultate. Nu cred că se poate umple la ora asta. Nu e suficient. Spune Aurel. Hai să venim că suntem toți trup și suflet pentru echipă. Meciurile au dovedit-o. Numărul de spectatori a dovedit treaba asta. Repet, poate că în toamnă a fost și situația pandemică și am avut probleme. Într-adevăr, dar au avut toți. Toată țara a fost în această situație, nu doar noi. Da, Mihai. Nu-mi imaginez să avem la niciun meci, indiferent cum joacă echipa, sub 10.000 de spectatori. Eu așa credeam la începutul campionatului, sincer. După 10 ani echipa se întoarce în Liga 1? După ce am văzut la BC Chereg, după ce am văzut la Dăiești în divizia C, și pe unde am mai jucat, pe la Lipova și așa mai departe, când veneau 3, 4, 5 stări. Deci Aurel are dreptate. Dom'le, hai să... Nu doar când câștigăm. Când joci pentru titlu, cu titlul pe masă și meciul cu mare miză, trebuie să fie 30.000 de oameni. Dar constant, sub 10.000 de oameni, noi nu ar trebui să avem la stadion. Da, te rog, Mihai Belu, vrea să intervină. Te rog, te ascult, Mihai. Aici aș vrea să subliniez Chiar vreau să mai subliniez încă o dată, am mai făcut-o și Nea Marcel la un moment dat. Este o distinție foarte clară între suporteri și spectatori. E o distinție extraordinar de mare care trebuie făcută. Noi am avut tot timpul lângă noi suporterii. Tot ce a însemnat Peluza Sud, ultra și tot ce au însemnat, ăia sunt altceva decât ceea ce vedem la tribuna a doua. În același timp, în afară de asta, trebuie să ne gândim că istoric Universitatea Craiova a jucat la cetate în Liga 4 cu 2000 de oameni, în Liga 4, în timpul în care echipa asta alaltă de la Mogoșoaia evolua la Severin cu 200 de oameni, din care 150 erau de la Regia de Ape. De ce am avut, Mihai, 800 cu UTA? Dacă au fost 2000.
am avut 800 cu UTA, exact cum spuneați, pe fondul rezultatelor, pe fondul lipsei de miză și pe fondul ăsta că trebuie să recunoaștem al faptului că s-a copiat un brand. Ăsta este adevărul. În același timp trebuie să ne uităm și la media spectatorilor, la toate echipele din țară. Pentru suntem că din cauza... La ora asta suntem pe locul 7. Corect. Dar asta spun, pentru că au scăzut foarte mult mediile. A scăzut foarte mult calitatea actului fotbalistic în general, pentru că lipsa asta infrastructurii care există în România n-a mai produs fotbaliști și suntem în situația asta în care a venit și mondializarea, pentru că la fel cum știu eu, un ziar sau o televiziune pierde bani și pierde spectatori din cauza Facebook-ului, a Google-ului și altor platforme digitale, la fel și în fotbal, echipele tradiționale din țările mici pierd spectatori în fața echipelor mari. E clar, datoria noastră, Mihai, este să obținem rezultate, să jucăm meciurile cu miză, să câștigăm meciurile cu miză și prin rolul ăsta pe care îl avem și ar trebui să-l avem și probabil că îl vom avea, să atragem cât mai mult suport. Bine, acum hai să vă spun și părerea mea. Să se pune alături de echipă, cum spunea Aurel, în orice situație. Poți să-și pierzi un meci, poți să pierzi două meciuri, poți să joci mai slab un meci sau două sau trei. Dar trebuie să-ți revii rapid și trebuie să-ți vezi de drumul tău. Anul ăsta, obiectivul este play-off-ul. Eu acum nu vreau să vă spun și părerea mea ca suporter, eu și știe și Gabi că i-a mai spus într-o emisiune, eu și cu 4 meciuri înainte de finalul campionatului îmi făceam calculele matematice, speram să jucăm în Conference League. Exact. La fel în momentul ăsta începe campionatul, vă dați seama că dorința mea este să fim o revelație și aici na, poate aflăm, că văd că sunt foarte multe comentarii, ce se întâmplă, ce jucători, ce aducem nou și cum atacăm campionatul ăsta. Imediat le abordăm pe toate aceste întrebări despre antrenori, despre jucători, despre program, toate le vom vorbi imediat, dar mai rămânem 3 minute cât este și Neaurică. Te rog, Mihai. Da, nu, întrebarea lui Marcel Pușa și evident foarte corectă. De ce ai 2000 de oameni în Liga 4 și ai 800 în Liga 1 când te întorci după 10 ani? FCU Craiova se întoarce după 10 ani. Și trebuie să fac această precizare. Hai, nu, când ne-am întors am avut mai mulți. Numai că după aia, pe fondul unor rezultate slabe, s-a întâmplat ca oamenii să nu mai vină la meci. Pe zona a fost meciul cu Dinamo, 12.000 de spectatori. Etapa a doua din tur. Asta a fost vârful. Nu, acum hai să vă mai dau un exemplu, că eu mă arunc un ochi și în curtea elaltă. Gândiți-vă când s-a inaugurat stadionul. Noi s-a inaugurat stadionul ăsta cu spectacol, cu dansatori, cu meci amical internațional. Nici atunci nu s-a umplut stadionul. Hai să ne înțelegem. Această crimă care s-a produs la Craiova prin înființarea unei a doua echipe, prin implicarea ei în politică, prin toate lucrurile astea, au lovit în credibilitatea fotbalului din Craiova. Gândiți-vă că au fost meciuri cu miză la care echipa asta clonată nu a reușit să umple stadionul. Deși erau meciuri de la care, pe vremea când eram copil, se jucau cu 1.000-2.000 de oameni pe la sala polivalentă. De asta spun că s-a lovit mult în credibilitatea fotbalului în general. Și scandalul de la Steaua, și retrogradarea Rapidului, și ce se întâmplă la Craiova, și problemele incipiente de la Dinamo, toate lovesc în credibilitatea familiei fotbal. Și e o problemă generală, pentru că în timpul ăsta, după cum vă spuneam, vine și mondializarea peste noi. Și foarte mult zic, domnule, noi tot la Liverpool, la Manchester City, la Manchester United ar trebui, știu eu, să facă cineva, să analizeze la nivel de percepție publică, să facă un sondaj ca să vadă ce e de făcut. Că din punct de vedere sportiv știm bine ce e de făcut și oamenii de fotbal știu ce e de făcut. Avem nevoie de infrastructură și de o masă mai mare de selecție, adică de mai mulți copii care să joace fotbal. Dar trebuie luate și decizii de marketing ale fotbalului, pentru că altfel o să se pierde credibilitatea întregului fotbal din România. Cred că e foarte interesant să auzim părerea lui Aurică Țicleanu. De ce nu vin foarte mulți oameni la o echipă care este adevărată echipă, în opinia mea și a multora,
a Craiovei, care a revenit în Liga I după 10 ani. Stai două secunde. N-am spus că vin mulți. Noi suntem pe locul 6 și avem 220. N-are voie să fie locul 6. N-are voie. E primul an de Liga I. Deci, Păi da, primul an. Dar e o mare bucurie să vezi echipa după 10 ani acolo unde era, pe loc în Liga I. Trebuie să fie o nebunie în oraș. De exemplu, anul ăsta, UTA ne-a luat-o în față. De exemplu. Da. Părerea mea, și sunt de acord cu argumentele care s-au adus în discuție până acum, dar uitându-mă înainte, uitându-mă în față, eu cred că acesta ar trebui să fie un obiectiv important. Sigur că toată lumea se uită ce se întâmplă la echipă, cine vine, cine pleacă, antrenor, și e corect să fie așa până la urmă, că acolo este furnalul, să spun. Dom'le, dar ăsta este un obiectiv pentru club, mie mi se pare. Să identificăm care sunt oamenii care vin la peluză, care sunt oamenii care vin la tribuna a doua, care sunt, dom'le, și să ne facem un obiectiv, așa cum spunea Marcel. Dom'le, locul 6 anul ăsta, hai dom'le, până în, cum se numește, să ne ducem locul 4 până în sezonul regulat. Dacă veți fi pe locul 4 ca public, eu vă garantez că la puțin plus valoare veți fi în play-off. Dacă veți fi în play-off, nu te supăra. Lucrurile acestea, după mine, vin și se completează unul pe altul. Ăsta ar fi interesant să vă gândiți. Deci foarte interesant. Spuneți, locul 4 ca audiență, ca prezență pe stadion, ar duce echipa în play-off, părerea dumneavoastră. Păi uite-te, la locul 6-7 nu ai fost, n-ai intrat în play-off. Nu? N-ai fost, pentru că s-au ratat foarte multe lucruri. A fost un sezon atipic. Spun eu, s-a luat startul ca broasca țestoasă mai târziu. Înțelegi? Alții au fost iepuri. Alții au fost iepuri. Dar de data asta nu mai avem nicio scuză. Și eu cred că echipa va avea o altă exprimare. Sunt convins că va avea o exprimare. Și atunci, dacă ne ducem ca număr de spectatori la locul 4, eu sunt convins că echipa va... E o legătură pe care eu o simt de nezdruncinat și care va influența performanța. Până la urmă ajungem la concluzia că rezultatul va aduce mai mulți spectatori. Exact. Dar și pe spectatorii poate să influențeze, poate să aducă rezultatul. E valabilă și reciprocă. Exact, și reciprocă. Sper să iasă bine la anul ăsta. Pentru primul an putem, zic eu, să ne declarăm mulțumiți. Nu, eu nu mă declar mulțumit și spun de ce, Marcele, sigur că eu sunt la... Eu sunt la școala de antrenori și țin partea antrenorilor și în general a antrenorilor sigur, tineri. Nu e în regulă să schimbi. Câți antrenori a schimbat voia noastră? Câți? 4. Nu, deja îmi dă o idee de instabilitate, îmi dă o idee de nesiguranță, îmi dă o idee de slăbiciune. Probabil că primul antrenor n-ar fi fost schimbat dacă, vorba ta, nu veneau jucătorii valori. S-a pus presiune artificială prea mare. Au venit jucători, inclusiv 4 jucători, inclusiv după începerea campionatului. Deci, ai văzut? Cidibe, Ondan, mi se pare că și Marchet, Durmen, au venit etapa 4-a, 3-a, 5-a, nu știu, ceva de genul ăsta. Să nu uităm că 3 piese de bază din legitimate până la începerea sezonului, respectiv Achim, Bauza, Compagno, n-au jucat 13 etape în tur. Deci băieții ăștia au înscris cei doi vreo 17 goluri și au dat încă vreo 6 pase de gol, deci 23-24 de goluri din mea, că echipa au fost contribuția lor directă. Și o să ies din emisiune, Găbiță m-a rugat o jumătate de oră și s-a făcut peste o oră. Se poate face mai mult la toate capitolele, și la nivel de jucător individual, și la nivel de echipă, și la nivel de conducere tehnică, și la nivel de conducere administrativă, și la nivel de spectator, și la nivel de public. Peste tot se poate face mai mult și e loc. Și vă doresc să reușiți lucrul ăsta. Doamne ajută! Pentru că e o echipă atât de iubită încât refuz să cred că va fi pe locul 6 la număr de spectatori și sezonul următor, după ce partea finală a campionatului a arătat o Craiova foarte bună. O echipă bună, eu cred că ar fi făcut față la ceea ce am văzut în play-off. Au fost anumite elemente, anumite
detalii care au dus echipa în play-out. Altfel, Craiova e echipă de play-out. Gabi, Aurel, dacă noi, de exemplu, în play-out-ul ăsta, am terminat cu 34 de puncte, dar dacă noi, în loc de egal cu India, câștigam, deci era absolut firesc să câștigăm, puteam câștiga cu India, da? Aveam 2 puncte în plus, se făceau 36, puteam să batem Mioveni, am făcut egală. Aveam 38. Noi, meciul cu Șepși, îl jucam cu locul 7 pe masă în ultima etapă la Craiova. Corect? Da, corect. Așa deci, e. În loc de 2 egaluri cu Chindia și cu Mioveniu, așa prost cum am început, așa cu broaca broasca testoasă, cum spunea Aurel. Exact. Cu astea 4 puncte eram, jucam cu Șepși, nu știu ce se întâmpla cu Șepși, că n-au echipă, era o echipă bună pentru campionatul României. Dar jucam cu locul 7 pe masă în ultima etapă de campionat. Clar, absolut. De unde am plecat și unde puteam să ajungem cu puțin atenție în play-out. Sigur, nu mai pun meciurile pierdute aiurea în curcă. Victoria e așa cum e, s-a antrenat pe locul 10. Sperăm, ne dorim cu tot din adinsul și facem toate demersurile să intrăm în primele 6 echipe de clasă. În această a doua parte a campionatului să aflăm care sunt demersurile, ce face FCU Craiova pentru a merge în play-off sezonul viitor. Domnule Țicleanu, mâine seară să iasă bine pentru tot fotbalul românesc, pentru că naționala îi trage pe toți după ea. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să câștigați meciul, vă spun ca federal, meciul de mâine cu Muntenegru. Mulțumesc, o plăcere, domnilor, hai Universitatea și hai România. FCU Craiova, să nu mă amendeze CNA-ul, trebuie să fac această precizare. FCU Craiova, pentru tine spun și lucrul ăsta. FCU Craiova, FCU Craiova, ca să mai fac emisiuni și data viitoare. Mulțumesc, Neaurică. O plăcere, mulțumesc pentru prezență. Numai bine. Numai bine, sănătate. Om, legendă a fotbalului din Craiova, Mihai Belu și Marcel Pușcaș. Începem această parte mult dorită de suporteri și vreau să vă spun, Nea Marcel, Craiova e pe locul 2, nu e pe locul 6. Aici, la realitatea, când am făcut emisiune cu FCSB, nu vreau să se supere oamenii, locul întâi top, locul 2 Craiova, mă uit la audiență, mă uit câți oameni se uită la emisiune pe Facebook, pe YouTube, sunt convins și pe realitatea, e locul 2 în România, FCU Craiova. Dar după la statisticile registrate la prezența pe stadion. Eu corect, corect. Și asta mă enervează și pe mine și pe Mihai Belu, sunt convins. Băi, fraților, a promovat echipa în Liga 1, ce mai mare bucurie să o vezi pe Ion Oblemenco, pe Craiova ta, care a fost atât de chinuită de niște ticăloși de la federație care și-au bătut joc de poate cel mai important club din România. Un club care a fost prima semifinalistă în Cupa UEFA. E momentul din primul meci. Din primul meci mergeți pe stadion. Nu cum spune Nea Marcel că poate veniți la rezultate. Arătați că nu sunteți suporteri de rezultate. E un cerc vicios oarecum aici. De rezultate și de prezență, să da Dumnezeu ca transferurile care o să se facă, modul de pregătire, rezultate dinamicale, toate lucrurile astea să determine foarte mulți oameni să vină pe stadion. Contează foarte mult aici, Gabi, și e un factor care trebuie analizat și felul în care se programează meciurile, pentru că eu pe mulți am auzit la noi, la Craiova, că am avut meciuri programate târziu, oamenii munceau a doua zi. Mihai. Fiecare suporterul are și o doză, cum și noi, avem o doză de subiectivism. Nu doar meciurile noastre au fost programate târziu. Și meciul, aceste programări nu le face LPF-ul sau FRF. Corect, nu. Altceva vreau să spun. Le face firma de drepturi TV. Ori. Și UTA a fost programată luni seara la 20:30 și FCSB a fost programat vineri la ora 17. Deci toate am trecut prin, că m-am gândit și eu și am luat meciurile la rând. Am avut discuții asta și cu patronul în toamnă în special. Doamne, iar ne pune, nu știu, doamne, pe toți ne pune și luni seara la 8 și vineri seara la 8 și vineri la 3 și luni la 3 și duminică la 3. Și duminică seara la 8. Deci ați făcut analiza asta. Erau toți trecuți prin acest filtru, am înțeles. Sigur că nouă ni se pare că doar nouă ni se întâmplă. Nu, mi s-a întâmplat tuturor echipelor. Vreau să ne... Haideți să începem. Avem câteva subiecte extrem de importante. Ne întoarcem. FRF a recunoscut prin ceea ce s-a stabilit prin deciziile respective. Haideți să abordăm acest subiect.
echipa dumneavoastră, domnule Marcel Pușcaș, la care lucrați și echipa pe care o iubește Mihai Belu, este Universitatea Craiova, continuatoarea echipei de atunci din 2011. Cum comentăm această decizie după, a fost și un comunicat remis de clubul? Continuatoarea echipei din 1948, că aia din 2011 nu se născuse. Am în înțeles. 2011. Corect. Cum ați primit această... Patronul celălalt echipă a spus că n-are nicio legătură cu echipa din 2011 și, într-adevăr, n-are nicio legătură. Cum comentați această informație? Dezvoltați un pic comunicatul clubului și ce înseamnă pentru imaginea echipei FCU Craiova toată această poveste? Gabi, au apărut pe toate posturile și pe toate Facebook-urile și pe toate, și Mihai a comentat-o. Ce mai e de comentat? Ce pot să mai spui când scrie negru pe alb? Ce aș putea să spun? Decât să... Cât de... mai cu, câtă, cu câtă bucurie s-a, cu câtă bucurie s-a primit această informație? Cu recunoașterea Craiovei. De către cine? De către oamenii din club, de ceea ce vedeți că se întâmplă în Craiova. Iubesc acest club, au primit cu bucurie această informație și toți cei care nu iubesc acest club n-au primit cu bucurie această informație. Logic. În club s-a schimbat ceva sau oamenii trăiesc la fel pentru că ei oricum știau că aceasta este echipa adevărată a Craiovei? E normal că știau, dar despre ce vorbim de ani de zile? Despre ce vorbim de ani de zile? Până la apariția acestei hârtii. Hârtia nu face altceva decât să întărească ceea ce se știa. Am oferit eu doar cadru cu dumneavoastră. Din când în când, numai pe dumneavoastră vă văd telespectatorii. Credeți că această informație rezolvă și ceea ce vorbeam mai devreme? Acum mă gândesc, oare vor veni și mai mulți suporteri pe stadion, Mihai, aflându-se această informație? Nu cred că are o legătură foarte clară, pentru că oamenii știu. Hai să vă mai spun o chestiune. Există decizia curții de apel care a fost întoarsă de la Curtea Supremă de arendașul domnului Rotaru. Ăla era judecătorul care judeca și a întors decizia la Curtea de Apel. Deci avem tribunalul care spune că CS Mogoșoaia nu este Craiova. Avem Curtea de Apel Timișoara care spune același lucru. S-a întors pe o procedură ca să se lungească foarte mult chestia asta, că altceva niciun judecător cinstit din țara asta nu poate să spună, decât faptul că echipa aia e făcută exact la laborator. E făcută la Mogoșoaia, e mutată la Craiova, băgată în Liga 2, e o chestiune evidentă. Niciun judecător cinstit în țara asta nu poate să spună altceva. Iar decizia TAS-ului de acum a venit să reconfirme acest lucru. A venit să spună încă o dată și deja fără discuții că e vorba de TAS, e vorba de o procedură arbitrală acolo, a venit și a reconfirmat chestia asta. Că da, că a afectat tot scandalul ăsta, imaginea fotbalului în general, da. Dar suporterii vin, și aici e foarte important, pe rezultate. Sunt suporteri, de fapt spectatorii cu precădere vin pe rezultate. Suporterii au venit și la Rău, au venit, cum i-a spus, ca să citesc din clasicii, Marcel Pușcașul Rotaru, au venit suporterii și la Becicherec, unde am schimbat eu un avion și am mai mers cu mașina de un avion jumate. Exact. Adică asta spun, că au venit suporterii și acolo îi băgaseră jandarmi într-un țarc. Nu, suporterii tot timpul au fost lângă echipă. Spectatorii însă sunt spectatori de rezultat. Și la echipa asta care mai joacă pe acolo, vin unii, dau check-in, își fac o poză. Pe mulți am văzut și la noi. Am văzut la meciul lor cu nu mai știu cine. Și domnului Rotaru i-am spus-o, dar ai urmărit emisiunea, că tot se bătea monedă pe meciul lor cu FCSB-ul. Noi am avut 28.000, corect. Dar la meciul următor, meci fără miză, nu era nicio miză. Pentru FCSB era miză, poate. La meciul următor, când era miză, semifinala Cupei României, cu Șepșu, au fost 10.000. Întrebare, unde sunt 18.000 de oameni? Vă spun eu că... De oameni, de la o săptămână la alta, unde? Vă spun eu, la fel ca și Mihai Rotaru, mai sunt și alții care țin cu Steaua.
Știți că el era acolo, în loge, avea abonament la Steaua, adică ăsta s-a metamorfozat în patron mare la Craiova în momentul în care l-a cununat pe băiatul lui Hrebenciuc. Da, încă o dată trebuie să fac acest anunț. Dacă domnul Mihai Rotaru se simte într-un fel ofensat, poate interveni în emisiune oricând dorește dumneavoastră. Eu sau îmi doresc asta să intre în direct. Sau mai domnul Hrebenciuc. Pe tehnică, dar ținut-o pe juridic... Hai să vorbim pe transfer. Imediat vorbim. Doar că eu știu că înțeleg ce spune. Cunoaște ca fiind continuatorii echipei din 2011. Din 48. Întrebarea mea a fost, de altfel și eu sunt alături de FCU Craiova, pentru că știu că acesta este adevărul, doar că mi-aș dori ca oamenii să simtă ceva din această decizie oficializată. Până de 4 ore același lucru o să reacționeze. Gabi, știu toți. Dă cadru pe domnul președinte și hai să vorbim de transferul, de antrenor, de... Domnule Pușcaș, a apărut informația, eu personal am vorbit cu domnul Marius Croitoru. Este antrenorul Craiovei Marius Croitoru sau nu? În principiu discuțiile s-au purtat. Eu, după 50 de ani de fotbal și vreo 32 de ani de afaceri, știu că lucrurile intră în vigoare atunci când hârtiile se semnează. Corect. Dar din ce simțiți, e ceva... Nu, rămânem la Marius Croitoru. Ca om de fotbal, simțiți că s-ar putea întâmpla? În principiu, da, nu s-au semnat hârtiile încă. Când se vor semna, atunci va deveni antrenorul echipei. Dar s-a ajuns la un acord verbal, înțeleg. Exact. S-au agrementat clauzele, s-au agrementat niște lucruri acolo care se vor finaliza cu un contract. Când ar putea fi semnat contractul cu noul antrenor? Când e prevăzută discuția? În momentul în care patronul revine în țară, respectiv pe data de 17. Pe 17 vine din Republica Dominicană. De unde este plecat? Da, am văzut pe Facebook unde este. Apropo de patron, o altă știre foarte interesantă care a circulat în ultima perioadă. Adrian Mititelu senior, ce informații aveți? E posibil să fie eliberat chiar în această săptămână? Ce știți? Se poate. Există un termen care se va judeca pe data de 15, din ce știu eu, și există speranțe să vină în țară, să vină în acasă mai repede. Asta înseamnă miercuri se judecă, zici. Da, eu am pus niște sticle la rece de pe acum, că oricum, orică o fi pe 15, orică o fi pe 20, trebuie să-i da drumul, o decizie a Curții Constituționale. E evident o chestiune în care instanțele astea au arătat o rea voință. Făcut omul pușcărie nevinovat, ca să o spunem mai pe românește. Și într-o săptămână ca timp așa, eu zic că e acasă Adrian. Deci, într-o săptămână, atenție, e tare asta. Eu aveam informația că miercuri va fi acasă. Miercuri e termen. În maxim o săptămână. În maxim o săptămână. Adrian Mititelu senior e acasă. Ajunge, da. Ce ar însemna, domnule Pușcaș, ca Adrian Mititelu senior, patronul clubului, să fie acasă? Ce ar însemna pentru club? Ar însemna mult mai bine pentru club, pentru că e una să vorbești la telefon când poți. E alta să fii prezent moment de moment în cadrul echipei, în sânul echipei. Și e bine, normal că e bine. Dar e bine și pentru afacerile domniei sale e bine. Și pentru familia domniei sale este mai bine. Și asta pentru noi, pentru club și pentru toată lumea. A fost în ultima perioadă acasă, ați mai vorbit? A fost 3 zile, da, și a fost la echipă, a vorbit și cu jucătorii, și pe grupuri, și individual, și în plen, și cu noi. Și ce poți face în 2-3 zile când se adună 1000 de lucruri? Cam tu cum te împarți în 3 zile să te împarți în 1000 de lucruri? Cam care a fost mesajul domnului Mititelu când a discutat în acea zi liberă? Să fie un sezon foarte bun și speră să ajungem în play-off. Mihai, pentru tine ce crezi că ar însemna eliberarea lui Adrian Mititelu, care într-adevăr a fost, cum se spune, ascuns, că ăsta e termenul. A fost ascuns, i s-a închis gura o perioadă de timp, ăsta este adevărul, trebuie să o spunem.
Eu în continuare rămân de părerea că Adrian a fost condamnat exact în momentul în care el a țipat din toți rărunchii împotriva președintului secției comerciale de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un judecător care primea indirect bani chiar de la Mihai Rotaru. Nu s-a mai discutat de povestea asta, tot auzim o poveste cu justiție curată, care vrea să avem încredere în ea, dar asta este situația lui Adrian Mititelu. Acum, faptul că el o să vină acasă o să fie un lucru benefic pentru echipă. Și aici, deși poate multă lume nu este de acord cu teoria mea, eu cred că un patron, chiar și cum e Mititelu, cum e Becali, cum sunt mai mulți patroni, cum e Iftimie de la Botoșani, cum e Porumboiu când era în fotbal, un patron care a rulat în fotbal câteva zeci de milioane de euro a început să aibă o experiență. Atunci el va putea să discute mai mult cu oamenii din club, să vorbească mai mult cu președintele, că uite aici cu noi de față, să simtă mai mult ofertele, să zicem, când vine un impresar cu un fotbalist să îl propună. Și cred că lucrurile astea vor fi benefice pentru club în general, pentru că în general patronul în fotbalul din România e oarecum și manageriază, conduce echipa managerială. Și atunci el, stând în contact mai mult cu Marcel Pușcaș, cu Săceanu, cu Gabi Blondu, își face o imagine mai corectă despre ceea ce se întâmplă la echipă. Una e să explice, știu eu, prin telefon Marcel Pușcaș și aspecte legate de fotbal, una e să explice față în față, să-i spună față în față cam care ar trebui să fie dezvoltarea, care e viziunea despre anumite transferuri, cam ce posturi. Plus că, din punct de vedere psihologic, și jucătorul când îl vede pe Adrian Mititelu, parcă începe să capete un pic de încredere în momentul în care... Siguranță, jucător, că va face tot ce imediat cum iese, va face tot posibilul pentru sezonul viitor să le fie mult mai bine și să se bucure de toate condițiile. Mai am 13 baterie. 13 baterie, repede atunci. Vor fi multe noutăți în echipă. Am văzut că unii jucători deja s-au anunțat, au plecat. Ce planuri are, ce jucători achiziționează Craiova? Noutăți vor fi 3-4 noutăți. Anul trecut au fost multe, poate prea multe, și n-am început grozav, vorba lui Aurel Țicleanu, ca broasca țestoasă. Da, anul ăsta vor fi 3-4 pe post, strict pe posturile deficitare, pe care îl considerăm că va fi deficitare, și cu asta putem începe campionatul. Consider că acest lot care a terminat acest campionat nu este cu nimic mai prejos, nici individual, nici colectiv, decât FC Argeș, de exemplu, care, iată, a ajuns în play-off și s-a clasat pe locul 6, și nici al unor echipe aflate pe locul, cu excepția poate a lui Șepși, care într-adevăr are un lot și numeric și valoric bun pentru acest campionat și nu meritau să fie în play-out și în play-off, asta e părerea mea. Dar interdicția s-a ridicat de transferuri. Interdicția a transferului ridicată, înțeleg. Nu, n-am interdicția. Interdicția. Se pot face aceste 3-4 transferuri? Patronul a declarat, a apărut și în ziare, că până la sfârșitul lunii va fi ridicată interdicția transferului. A fost declarația lui Adică. Înțeleg. S-au achitat o sumă de bani deja și urmează diferența. Deja. Care ar fi posturile deficitare? Domnul președinte, care ar fi posturile deficitare în momentul ăsta? Păi, fundaș central, cu o bandă stângă, poate și un portar și poate portar. Un fundaș. Da. Și un fundaș cum? De trei portar, nu? Și ce ați mai spus după portar? Poate doi fundași centrali. Aha, doi fundași centrali. Practic se merge pe continuitate din ce observ, doar 3-4 noutăți față de echipa care a fost acum. Centrali în acest moment sunt Kovacic și Paramati. De meserie. Uh-huh. Că poți improviza cu Hugebert sau poate știu cu cine. Este altă discuție, dar trebuie doi fundași centrali. Trebuie doi fundași centrali de mare calitate. Și o bandă stăbă. Vârf de atac, Compagno cu Bălan, înțeleg, vor fi singurii jucători numărul 9. Cu Bălan au dat 20 de goluri la un loc anul ăsta.
și compania nu a jucat 12 sau 13 meciuri. Da, că foarte mulți... decât vreo 28 de meciuri. Dar n-a jucat nici vreo 10 meciuri. Văd foarte multe mesaje în care sunt înjurat că nu vorbesc de Bălan. Ce mai caută Bălan la echipă? Iată un răspuns. 20 de goluri, companie și Bălan. Facem acum analiza jucător cu jucător, că așa putem să ne întrebăm ce au făcut toți sau rău sau ce au făcut toți bine. E o decizie care e așa cum e și nu vă supărați pe mine, dar uitați-vă la vârfurile din campionatul intern, da? Haideți să facem socoteala vârfurilor din campionatul intern. Haideți să o facem, dacă chiar e vorba de Bălan și de companie. N-au rupt gura în anumite meciuri, în alte meciuri au fost buni, au fost utili când ne-au dus 3 puncte, au fost uiduiți când au înscris. Corect. Asta e viața și de fotbal și a atacanților, în special și a portarilor, că sunt extremele. Hai există, să ne uităm. Hai să vedem ce are Rapidul. Ce vârf deosebit are Rapidul? Ce vârf deosebit are FCSB-ul? Voluntariu, nemeț, da? 36 de ani, da? Și autora 6-7 goluri. Corect? Nu, corect. Hai să vedem ce vârf are Șepși, Tudorie. 5 goluri înscrise. Hai să vedem ce vârf are CFR Cluj, Omrani. 7 goluri marcate. Hai să vedem ce vârfuri are Botoșaniu. Nici nu știu cum îl cheamă pe ăsta de la Botoșaniu. Roman. 11 goluri marcate, 12, pe acolo, ca și companie. Care da? Spune că iubește Craiova. Hai că vă spun, hai să o luăm altfel, uite, și de Beliuș, de ăla de la Cluj. 13 goluri, da. 9 goluri în sezonul regular. Petancor, ăsta de la Faro. Este primului sezon la Faro, nu și la Voluntari anul trecut, în care am scris mai multe goluri. Atât. Singurul progres la un vârf din România s-a înregistrat cu acest Betancor. De la Voluntari la Faro. Da. Și atât. Restul au stagnat sau au regresat în tot campionatul românesc. Evident, cifrele sunt de partea lui Claudiu Bălan, oricât s-ar supăra oamenii pe mine. Vreau să vă întreb... Daniel Popa, vârful care s-a transferat pe 250 sau 300 de mii de euro sau cât Dumnezeu a luat din Coreea de Sud, cei de la Târgoviște. Câte goluri am scris? Care e statistica în față? 7 goluri. Hai să mai vedem. Nu, e limpede. Vreau să vă întreb. Vârfuri care pot fi aduse din țară să-i scoată pe ăștia doi de ai noștri. Hai să-i vedem. Vreau să vă întreb de abonamente. Există vreo posibilitate? Vârful e simplu. Corect. Păi un vârf bun. Un vârf bun. Costă milioane. Cine își permite? Că văd că toată lumea se retrage. Eu ăla nu mai investește în fotbal, ăla nu mai investește în echipă, nu mai duce bani de acasă, ăla nu mai duce bani de acasă, nu mai duce nimeni bani de acasă. Hai să luăm vârful de la Arsenal sau la Hertha Berlin. Corect. Pui pe masă 50, pe Nunez. De la Benfica. S-a dus la Liverpool, da? 100 de milioane de euro. Nici o problemă. Da. Ce s-a dus? Vârful de la Bulgar, de la CSKA Sofia? Păi e CSKA Sofia peste CFR Cluj, oare? Chiar Gugu, înțeleg că Gugu a fost dat afară. Gugu a plecat de la Cluj. Există varianta să se întoarcă la Craiova? Gabi, deci există varianta sau nu există? Noi vorbim de jucători care ne pot ajuta efectiv în acest sezon competițional. Deci dacă tot aducem, părerea mea, nu mulți, hai să-i aducem pe un fundaș central mai bun decât Kovacic, poate. Poate. Ne sperăm să fie unul mai bun ca și Kovacic. Doi, contează și cineva antrena echipa. Poate are și omul la un punct de vedere. Trei, să iasă și patronul. Să vadă și el jucătorii pentru care suntem în discuții, pentru că ne-a văzut. Aude de la unul, de la altul. Mă sună și pe mine, vorbește și cu mine, dar te sună și pe tine, poate sună și pe Mihai, poate sună și pe toată lumea. Așadar, e de vreme să vorbim de transferuri, atât timp cât echipa nu are antrenor în acest moment. L-a văzut pe Bauza, de exemplu. L-a văzut pe Bauza, i-a plăcut de Bauza, l-a pus pe Bauza. A crezut în acest companiu, când nu dădea nimeni 2 lei pe el. Și l-a dus de la 5-a ligă de fotbal din Italia, marele campionat San Marino, care e cât lăpușul. Da. Dacă mai acolo ajută companiul până să vină la noi, ăsta e adevărul. Bun, și atunci când credeți că va semna antrenorul, ca să înțelegem când vom putea adresa aceste întrebări de transferuri și așa mai departe? Nu vom avea antrenor
și când vor fi mult mai clar. Deocamdată avem în vizor câțiva fundași centrali, câteva aripi stângi. Avem în vizor. Ce aveți vedem... în vizor? Fundașii centrali în vizor sunt mai buni decât Kovacic? Fundașii centrali din vizor, de exemplu, doi dintre ei sunt angrenați în, în această Liga Națiunilor. Deci nu pot veni sub nicio formă până pe data de 16-17. Chiar dacă vrem să-i luăm. Nu pot veni. Sunt de națională. Exact. Națională. Alți, informație bună. Alți doi sunt pe care îi avem în discuții. N-am spus că da. Îi conducem. Pentru că mai există diferențe de bani, există discuții. Întotdeauna lucrurile se potignesc fie la atitudini, fie la bani. Întotdeauna într-un raport contractual. Fie nu-mi place de cum discuți cu mine în timpul contractului sau negocierilor, fie spui că vii pe 3 lei și când ești în birou vrei 5 lei. Nu, dar e importantă știrea. Jucătorii pe care îi dorește pentru viitorul sezon Craiova, asta e informația, sunt jucători de echipă națională pentru a ridica nivelul la care a terminat. Câteva jucători interesanți, așa cum și alte cluburi au făcut efortul și au adus, UTA a dat afară vreo 6, și Rapidul, nu știu câți, au dus și cei de la Rapid, cum cheamă, Iacob de la Târgoviște. Okay. Bun, vreau să vă întreb de programul de pregătire. Ce ne puteți spune? Unde se pregătește Craiova? Pleacă în Austria și se stă până pe data de 5 iulie. Vor fi 4 meciuri de verificare și le vom anunța în cursul acestei săptămâni, când se și finalizează. Suntem în discuții cu mai multe, dar 4 vor fi finalizate. 4 meciuri de pregătire. Pregătirea cu o săptămână mai devreme decât celelalte competiții. Se pare că doar CFR-ul s-a reunit mai devreme. Ceea ce nu-i rău. S-a făcut vizita medicală. Avem timp la dispoziție să așezăm lucrurile. Chiar dacă vor veni câțiva jucători cu o săptămână întârziere, să zicem, nu contează. Important este să fie în cantonament în Austria. Iar după aceea, după data de 5 până pe 16, când începe campionatul, mai sunt încă 11 zile. Oricum, cred că va fi un progres față de anul trecut, în care am adus, repet, 4 jucători cel puțin, după începerea sezonului competițional, respectiv în jurul datei finalului lunii august. Credeți că vor fi abonamente pentru sezonul viitor? Adresez întrebarea din partea multor suporteri. Abonamentele vor fi puse în vânzare, sigur că, dar important să se și achiziționeze. La regula aia de Under 21, cum e cursă? Probabil, încă nu este nimic publicat, dar probabil vor rămâne cei din născuți în 2000, încă un an și anul acesta, subtitulatura asta de Under 21, deși ei vor face la anul 23 de ani. Probabil că s-a gândit federația să încurajeze sau să securizeze obligativitatea participării acestor tineri de născuți în anul 2000 în Liga 1, în perspectiva campionatului european Under 21 de anul viitor. Adică Albu și Pop? Pop, Albu, Zamfir. Bine, 2000, poate să fie și 2003, cum am fost ca Pop. Cum e Popa 2003. Adică 2000. Dar probabil ca să le dea șansa sigură sau siguranța evoluției de alte, Petri la Miculescu, Sefer, Markovic, jucători susceptibili de convocare la Ișvan, așa mai departe, la lotul național de tineret Under 21, pentru că s-ar putea ca mulți dintre ei, dacă acum s-ar opri regula, să nu mai facă parte din primul 11 al multor echipe de Liga 1, pentru că asta e și consecința neplăcută a regulii Under 21, că după ce termin underatul ăsta, să nu mai joci, să mergi la echipa a doua sau să te împrumute pe la Liga a doua, a treia. Adică sunt statistici care arată că mai mulți jucători s-au pierdut decât s-au realizat cu această regulă Under 21. Uitați-vă cineva întreabă dacă jucătorii sunt români, mă îndoiesc că sunt români, pentru că vorbim de jucători de echipă națională, fundaș central, nu cred că vorba de Burcă și Chiricheș. Ca să lămurim. Sunt români, după aia sunt mai înalți de 1,80 m, sunt mai tineri de 25 de ani, dar sunt din Dolj, dar sunt din Oltenia, dar sunt din România. Nu vreau să vă mint. Craiovița, așa știm că e ăla. Am început și eu să mă uit pe Transfermarkt să încerc să aflu, să văd care jucătorii, normal. O să aflăm. Odată ce vine antrenorul, Marius Croitoru, din informațiile noastre, e aproape noul antrenor al echipei. Salut, am un
10% baterie. Îi salut și pe telespectator, pe suporter și pe voi, Mihai și Gabi, și oricând cu plăcere la dispoziție. O seară mulțumim. Bună, vă. Mulțumim, o seară bună. Că poate sună ăștia cu transferurile. Să la ora cu siguranță. Transferurile la ora, la miezul nopții se fac. Mulțumesc, Marcel Pușcaș, pentru intervenția în această emisiune. Cineva spune, multă vorbă, n-am aflat nimic. Părerea mea, eu am vorbit cu Marius Croitoru, chiar mi-a dat voie să anunț. Marius Croitoru este ca și antenorul echipei FCU Craiova. Mihai, cum ți se pare Marius Croitoru, dacă te bazezi pe ceea ce spun eu și te rog să o faci, Marius Croitoru va fi antenorul Craiovei. Cum ți se pare venirea de la Botoșani a lui Croitoru ca om, ca antrenor? Gabi, a avut rezultate, e confirmat de rezultate, că dincolo de tot marketingul din jurul unui antrenor, contează foarte mult să fie confirmat de arena realității. Și Marius Croitoru a fost confirmat. Eu acum sunt un optimist incurabil și de fiecare dată m-am bucurat și de fiecare dată, sau de unele dății, nu a fost așa bine cum am sperat eu să fie. E un antrenor care a avut ochi să facă, nu pot să spun că suntem pe televizor, dar a reușit cu bani puțini să facă bici, ca să înțelegi ce am vrut să spun. Și să și pognească. A reușit să facă echipa aia de la Botoșan, care nu are tradiție, nu are niște bugete extraordinare. A reușit să o facă să aibă performanțe. A reușit să convingă, foarte important, a reușit să convingă niște jucători, pentru că el avea un handicap acolo la Botoșani. Gândește-te că îi spunea unui jucător, vino că sunt la o echipă, uite, îți dăm banii ăștia, poate lui îi plăceau banii respectivi. Când se uita cu Google Maps în Botoșani, foarte mulți se speriau și cu toate astea era reușit să găsească și să adune acolo niște jucători. Mă aștept la niște surprize, eu văd și eu comentariile care sunt. Într-adevăr, eu personal sper să nu aflu nimic și de multe ori nici nu întreb, nici când era Adrian afară, de multe ori se întâmpla să mă sune să-mi spună de un transfer. Spuneam, nu vreau să aflu, să fie surpriză și pentru mine când se semnează contractul. Eu sper mai degrabă să nu aflu nimic, dar în momentul în care devin oficial să văd că e un jucător mare, să văd că e un jucător care o să fie faptul mai că sunt jucător de națională, faptul că sunt jucător de națională și dorința de a fi jucător la nivelul Kovacii sau mai buni, e o veste bună, adică nu ia pe oricine doar de dragul de a schimba echipa. Asta categoric, adică asta trebuie să fie și, știu eu, ținta Universității Craiova, să luăm niște jucători mai buni decât ăștia de acum. Nici nu contează în momentul de față, nu știu, să facem așa număr acolo, să luăm doi fundași care să fie la fundaș central, ăștia cartonașe galbene, să mai accidentați, Doamne ferește, câte unul, adică să ai patru fundași, Kovacic cu Paramatic și cu încă doi, pe care să te bazezi tot campionatul. Clar este foarte important, a fost că i-am dat drumul lui Bușu. Ne trebuie, avem Chițu Enache, ce n-am legitimat anul trecut pe partea dreaptă. Clar, încă doi jucători, dacă mai aducem, pe unul la mijloc și poate unul în față, dar să-i aducem mai bun decât ce avem în momentul ăsta, eu zic că am avea un lot cu care nu numai să ne, cu care am intrat lejer în play-off. Atenție, părerea mea că lotul care a fost, dacă era un pic mai atent, și arbitrii și jucătorii ar fi fost în play-off. Dacă îl mai și schimbi și aduci niște întăriri și vine un Croitoru și echipa deja s-a legat, s-a văzut în play-out că s-a legat, sunt speranțe mari pentru play-off. Targetul, spunea cineva, a greșit la 10 goluri. Sunt de acord. Prima parte a campionatului, Kovacic n-a fost... Păi nu, Gabi, lasă-mă să spun prima parte a campionatului. Pe primele 2, 3, 4 meciuri în campionatul ăsta, apărătorii primeau pase mai mult decât vârfurile. Adică erau 150 de mingi la apărători și eu, care nu mă pricep la fotbal, vedeam că e în continuu acolo, știu eu, se juca cu pasele pe apărători. Așa. Și acum din 150 probabilitatea să greșească e mai mare. Mai mare, corect. Dar stilul într-adevăr lui Adi Mutu a fost prea multă pasă, prea multă răbdare la construcția atacului. Da, pentru că își dorea foarte mult să reușească și atunci vrea să securizeze cumva jocul. Se pare că n-a fost cea mai bună variantă. Uite, cu Rapidul n-a mai jucat
neapărat în stilul ăsta cu pase pe apărători. De asta spun noi, dacă lângă cei doi apărători care avem, luăm unii care să fie mai bun sau de valoarea lui Kovacic, eu zic că în momentul respectiv am tânat povestea cu apărarea, nu mai luăm goluri din prostie. Iar eu cred că atitudinea suporterilor ar trebui să fie un pic alta. Văd foarte multă lume supărată. De ce Bălan, de ce nu aducem jucători, de ce Pușcaș, de ce nu se vorbește. Spunea cineva să-l sun pe Croitor. Nu pot, oameni buni, suntem oameni serioși, suntem în presă de 1000 de ani. Nu pot să-l sun pe Marius Croitor să vorbească despre Craiova atât când nu a semnat contractul. Când va semna contractul, va fi în această emisiune, a și promis asta. Nu putem să ne luăm așa, să facem lucruri chiar ca diletanții. Dar Marius Croitor, antrenor, e 99%, trebuie să semneze. Jucătorii, din ce spunem, acel Pușcaș vor fi top, pentru că își dorește Craiova să fie în play-off și este obligată să-și dorească asta, pentru că e vorba de Craiova, echipa Olteniei. Chiar dacă în CNA-ul ne... Și mai spunea cineva, lasă-ne cu CNA-ul că... Și trebuie... cu CNA-ul, Gabi, două secunde. Și cu CNA-ul trebuie să înțelegem un lucru. Eu am văzut decizia CNA-ului. CNA-ul a spus televiziunilor și a recomandat să ia act de mai multe decizii, da? Ei bine, păi acele între deciziile numate de ale instanțelor, între deciziile instanțelor pe care CNA-ul a enumerat, se regăsea inclusiv decizia instanței de la Timișoara, care spunea faptul că echipa asta de la Mogoșoaia nu are nicio legătură cu Universitatea Craiova. Deci am înțeles, vin ăștia și ne fac plângeri. Până momentul în care ajungem în 1848 sau în alte cărți de astea despre Big Brother, eu pot să-mi exprim părerea foarte limpede. Am 400 de procese de presă pe care le-am câștigat unul după altul. Am trecut prin 2, 3, 4, 5 campanii de astea serioase și seriale, că am și cu colega ta, Anca Alexandrescu, marți din nou în o luptă serioasă și nu am primit reclamații de la CNA. Este o situație aici care ține de întreaga societate românească și CNA-ul trebuie să judece. Eu de-abia aștept, și i-am spus și lui Claudiu Giurgea, de-abia aștept să fiu chemat acolo, să pot să mă uit în ochii lui Mircea Toma, lui Cristina Pocora și acelorlalți membri ai CNA-ului în momentul în care judecă această speță și cu mare drag vin. Nu, Universitatea Craiova este această echipă care a reușit să vină din Liga 4-a, să renască după ce a fost efectiv aruncată în flăcări. Faptul că a obținut oamenii ăia o hotărâre din partea ligii, o chestiune de asta însăilată cu ață albă, nu vă poate face pe mine ca suporter să consider că această echipă este echipa pentru care am suferit eu când eram mic. Da, te-am lăsat să continui pentru că ar fi fost absolut absurd să-ți spun că s-a încheiat emisiunea, tocmai când spune acest subiect. Mihai, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi. E o mare bucurie pentru că am reușit din nou să fac emisiunea pe care eu o numesc Știința Suntem Noi, pe care o fac de atâția ani și atâția ani. O voi face în continuare, rămân fidel acestei cauze. Aceasta este Craiova, după părerea mea. Și am vorbit despre echipa Craiovei, despre echipa Olteniei. Îmi doresc ca în viitorul foarte apropiat, săptămâna viitoare, să aflăm informații despre noi jucători. Îmi doresc ca Marius Croitor să semneze cât mai repede, ca acele 4 meciuri de pregătire să însemne foarte mult pentru noul sezon. Îmi doresc ca din 16 iulie, FCU Craiova, cum spun eu, Universitatea, cum spune Mihai, nu că eu vreau să spun așa, ci doar ca moderator, să își propună și chiar să obțină rezultate mult mai bune decât în sezonul precedent, să fim alături de această echipă, să veniți mult mai mulți la stadion, pentru că această echipă merită. Arătați că o iubiți, veniți la stadion. Îți mulțumesc, Mihai, o să ne vedem, o să ne revedem cu siguranță la următoarele emisiuni. Mulțumesc Realitatea Sportivă pentru că a acceptat să depășim 4 minute spațiul emisiunii. Hai Craiova, spun la finalul emisiunii, Forța Știința, încheiem aici, pe mâine, dragi prieteni, când, de fapt, pe mâine nu, pentru că mâine e meci, joacă România și nu vom avea emisiune, miercuri cu Petre Grigoraș vom analiza partida dintre România și Muntenegru. Toate bune, o seară minunată în continuare.
Da, am ieșit de pe televiziune, fraților, am rugăminte către toți cei 193 de oameni care sunt acum, 173, mai rămâneți un pic să vă spun, eu i-aș spune echipei Universitatea Craiova, încercați să înțelegeți de ce nu o fac, pentru că nu mi se permite treaba aceasta și interesul este să avem în continuare emisiuni, să avem la fiecare meci, după fiecare partidă a Craiovei, a Universității Craiova, vă promit emisiune. Asta vă promit sigur. Spre exemplu, dacă mut un pic ecranul, vedeți asociația, dar vedeți și, iată, ce e la mine în casă. Da? Știința suntem noi. Acesta este banner care stă lângă asociația Salva Steaua, pentru că sunt echipele pentru care mi-am propus în fiecare săptămână să fac emisiune. Da? Deci în fiecare seară, pardon, în fiecare etapă voi comenta Craiova. După fiecare etapă vom face analiza. Voi, suporterii, veți fi cei care veți intra în direct pe realitatea sportivă, pentru că mai nou, iată, ne exprimăm și pe un post de televiziune național, canalul 162, am înțeles, pe RCS RDS. Înțelegeți-mă că e foarte ok să facem emisiune, e foarte ok să apărăm în presă. Este în regulă să vorbim, ori să vorbească, evident, jucători, o să vorbească Marius Croitoru cu noi. Avem o relație foarte corectă cu Marius Croitoru, un băiat pe care îl apreciem, un băiat care chiar și-a făcut treaba la Botoșani. Aveți încredere că echipa dorește să fie mai bună. Conducerea clubului vrea să aibă o echipă mai bună. Mesajul lui Marius, lui Marcel Pușcaș de a aduce jucători de nivelul Kovacic sau chiar mai buni este o dorință evidentă. N-ai cum să-ți dorești jucători. Trebuie să-i și găsești, trebuie să-i și ai, trebuie să-i și cauți. Sunt convins că la nivelul la care se plătesc salariile la Craiova, la nivelul la care există condițiile de la Craiova, mulți și-ar dori să vină. Trebuie doar să-i găsești. Spuneți de Claudiu Bălan și Companio. Companio și-a făcut treaba, cred că sunteți mulțumiți. Uitați-vă și pe cifrele lui Bălan. Înțeleg că de multe ori parcă dă pas la portar, dar e acolo. Aleargă, își face loc. Sigur că mă înjurați acum. Dar uitați-vă pe cifre. Enumerarea lui Marcel Pușcaș și una, n-ai ce să-i spui. Alți număr 9 din Liga 1 au dat mai puține goluri decât Bălan, care a venit din Divizia C. El a venit din Divizia C și este în Liga 1. Pregătindu-se bine, poate va fi și mai bun. Contează că e cu Craiova din Liga 3-a? Eu cred că ar conta. Dacă Universitatea va găsi un atacant bun, îl va lua. Trebuie să-l găsești. Trebuie să fie mai bun decât Companio, atacantul care va veni acolo. Pentru că sistemul, eu cred că va fi, din ce-l cunosc pe Marius Croitoru, va fi un sistem nu foarte ofensiv, dar nici defensiv. Poate un 4-4-2. Maxim 4-3-3, maxim, depinde de adversar. Și atunci trebuie să ai un vârf, un atacant. Da? Cu doi, n-ar fi deloc rău. N-ar fi deloc rău Bălan lângă Companio. L-am și văzut, unul face spațiu, altul trage la poartă, unul se duce în gaură. Mă rog, sunt detalii la care nu mă pricep foarte mult, eu doar mă privesc fotbalul. Dar vă rog un singur lucru, fiți mai pozitivi, fiți mai optimiști. Echipa, împușcată în spate de ticăloșii de la federație, a revenit în Liga 1. Și eu mă așteptam să se umple stadionul. Echipa joacă la Craiova. Echipa este în Liga 1. De ce nu veniți la meci? De ce nu sunteți acolo prezenți? De ce a vândut bilete virtuale Lucian Mitu și ați cumpărat mult mai puține decât alții? E o întrebare la care nu răspund eu. Suporterii răspund. E o provocare. Cumpărați abonamente, cumpărați bilete, mergeți la meci. Fiți alături de ea tot timpul, pentru că e echipa Craiovei, da? E echipa Craiovei. Arătați-o că este cea mai iubită echipă de acolo. Ar fi nedrept să vedem la CSU 2013 Craiova suporteri mai mulți decât la Universitatea Craiova. E o părere a mea. Ar fi nedrept, ar fi trist. Am urmărit foarte multe meciuri cu tristețe pentru că erau suporteri puțin la meci. Mulți ați văzut-o pe Craiova în play-off. Era greu. Așa și Rapidul s-a visat în play-off. Așa s-a visat Craiova în play-off. În momentul când vii din divizia B, după ce în urmă cu 3 ani erai în divizia 3-a, divizia C, Liga 3-a, când vii din Liga 4-a, din Mocirlă,
E foarte greu, orice îi face. Echipa s-a legat în play-out, am văzut atitudine, am văzut dăruire, am văzut că era greu de bătut. Cu puțină atenție intra în acea semifinală sau chiar finală pentru cupele europene pe care eu mi-am dorit-o. Da? Asta este ceea ce trebuie să înțelegeți voi ca suporteri ai Craiovei. Fiți pozitivi, pentru că echipa merită. Mulțumesc mult, prieteni, și vă rog, nu vă mai supărați pe mine. Am văzut foarte multe mesaje, nu le băgam în seamă pentru că era un alt subiect, dar am ținut cont de ele în general, de abonamente, de transferuri, de bălande. Am adresat tot ceea ce ați spus voi, doar aveți un pic răbdare, pentru că eu le văd și le spun în momentul când simt că este momentul, da? Sigur, asta e meseria mea, înțelegeți-o și voi fi alături de voi în continuare. Toate meciurile Craiovei vor fi pe canalul de YouTube Templul Sportului. Apropo, sunteți foarte mulți oameni în aceste momente pe Facebook și vă rog mult, acum, dacă puteți face un gest, v-aș mulțumi. Pentru faptul că aici voi comenta toate meciurile Craiovei cum am făcut-o de când era în Liga 3-a și știți asta, în Liga 3 am comentat Craiova, în Liga 2 am comentat Craiova, în Liga 1 am comentat Craiova, poate două meciuri au făcut excepție. Dacă apreciați faptul că sunt alături de Craiova, intrați pe canalul de YouTube Templul Sportului. Abonați-vă, e moca, e gratis, este la discreția dumneavoastră. Intrați pe canalul de YouTube Templul Sportului și abonați-vă. Dacă sunteți deja abonați la canalul de YouTube Templul Sportului, apăsați butonul dolar pentru a-l susține, pentru a fi din ce în ce mai puternic. Vă mulțumesc tuturor, vă las două minute să vă abonați, să deveniți membri abonați și să donați pentru acest canal de YouTube. Să aveți o seară minunată în continuare. Pe mâine, când eu aici voi comenta România-Muntenegru, dacă vă interesează, dacă nu aveți unde să-l vedeți, din cine știe ce motiv, habar nu am, eu aici voi fi mâine la ora 21:30, mă rog, nu de aici, ci din studioul Radio Sport 1, din Fântânica 38, din București, voi comenta România-Muntenegru. Da? România-Muntenegru, mâine pe acest canal de YouTube, cu reacții, conferința lui Edi Ordănescu, reacțiile jucătorilor și toate celelalte vor fi aici pe canalul de YouTube Templul Sportului, la care chiar merită să vă abonați. Să aveți o seară bună în continuare, numai bine!